Salutat din București, bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius și pentru a doua oară ne întâlnim la o emisiune, la un fel de podcast. Podcast Godzilla despre film, teatru, comic books and all that shit. Și precum data trecută, azi alături de mine este Vlad, de la Recenzii Filme Cinema. Și precum vă spuneam în clipul precedent, avem și un al treilea invitat, care este, exact, este, nu, este, vă spuneam, nu este invitat, ci este un al treilea membru al acestui podcast. Și anume, s-ar putea să-l știți ca și tatăl din Casa de Papel, cel mai bogat blogger, vlogger, slash videograph master al blogosferei, vlogosferei locale. De asemenea, este cunoscut și cunoscut ca Marele Sucre. Așa că, fără să mai pierdem timpul, dragii mei, vă invităm la o nouă discuție pe temele noastre preferate în acest podcast Talking Movies, care este un nume temporar. Vlad, ai cuvântul. Eu sunt Vlad de la Recenzii Filme Cinema, pentru că nu cred că știați. Am mai zis odată, dar s-ar putea să nu se fi înregistrat, că canalul meu, deși este mic la 2000 de subscriberi, suntem uniți, da. Și suntem ca cei 300 de spartani puternici, puțin dar puternici. Da? Deci vă rog, cine a mai zis ceva de abonați? Cine a mai zis exact asta într-un intro, da, 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 până acum? Și acum, au, au, au! S-a auzit? S-a auzit? Okay. Da. Face plăcere încă o dată să fiu aici. Îi dau cuvântul marelui. Inegalabilului, da? Inegalabilului. În primul rând, bună seara și bine v-am găsit aici unde v-am lăsat ultima oară. Asta e un inside joke între voi doi despre mine, că închideți camera, că sunt marele. Nu, dar nu e inside joke, e on the fucking face joke, știi? E on the table. Da. Dar mă bucur că ne-am adunat astăzi aici, în această zi minunată, care probabil este o zi de biserică. Cine știe, poate o să fie o zi memorabilă asta. Ca să discutăm despre minunatele taine ale filmelor și alte chestii care implică film. Praise the Lord. Praise the Lord. Aleluia. Eu cred că niciunul dintre cei doi, niciunul dintre noi trei, nu avem nevoie neapărat de o prezentare. E mai degrabă vorba de trei persoane cu o pasiune comună, puternică, cu viziuni diferite vis-a-vis de ce înseamnă neapărat calitate, dar și preferință de content, de substanță și formă, știi? Pentru că avem viziuni separate, dar în același timp cu toții cred că iubim mediul, știi? Mai mult decât altceva. Și atunci asta ne unește de fapt, știi? Pasiunea. Exact. Da. E o dragoste comună pentru mediul ăsta. Fiecare poate vedea cum vrea el, nu asta contează, niciunul nu e corect, niciunul nu are cheia succesului. Pe cât e vorba că ne place și vrem să o împărtășim și cu voi, pentru că evident, dacă există cineva care a unit sau care reușește să unească mediul ăsta de cinefil, poate de non-academic, noi trei suntem ăia. Și de aia, din acest motiv, noi trei vă ne-am chemăm la o discuție. Ne-am dat singur un Oscar. Este atât de plin de noi suntem, aparent, dar nu. Da. Asta e frumusețea filmelor, că astăzi poți să le dezbați. Așa e. Noi azi vorbeam cu Sucre, mai devreme vorbeam cu Sucre și întrebarea care s-a ivit la un moment dat este ce-i mai plăcut și care se ivește de foarte mult pe canale, de foarte multe ori. Cred că și la tine, Sucre, se întâmplă chestia asta, nu? Cu cinema versus home streaming, home watching movies. Da, okay? Este o discuție, da. Este mai mult o discuție de ce nu te duci să te uiți. Și în ultimul an jumate, okay, îți mai mult pe home, pe acasă. Dar e o alegere pe care tu o faci voluntar sau, adică nu, evident că e o alegere voluntară, știi? Dar e vorba că preferi? Hai să luăm round table și să vă ziceți și voi. Eu am spus că prefer home theater și după aia să dăm argumente pro și contra. Ok, fair enough. Tu, Vlad, ce ești? Tu de la Recenzii Filme Cinema. Tu ce preferi? Cineva. Cinema. Spune tot. Totul e în nume. Da, da, exact. Da. Eu sunt cinema guy. Cinema guy. Îmi place atmosfera de la cinema. Chiar dacă nu tot timpul lumea care o populează este de aceeași
de aceeași părere, adică sunt foarte mulți care nu le pasă de cei, la cei din jur. Ferena, tu spui asta că... Asta e cea mai mare bilă neagră, asta da, e cea mai mare bilă neagră. E detrimental, să zic, Ana, că asta e un cuvânt, știi? Adică da, te face să uneori să ai experiență negativă. Să vrei să ai faptul... home theater, da. Da, da. Ferena, te rămân niciodată la chestia asta, știi? Eu la fel, eu sunt cinema geek, enthusiast, whatever the fuck you wanna call it, știi? Pentru mine cinemaul e... Parte din experiența filmului e cinemaul. Știi? Cam așa e pentru mine. În afară de da. Poveste, deci pentru mine există trifecta, să spunem, da? Povestea în sinea filmului, calitatea producției și unde îl văd. Da. E destul de important pentru mine să-l văd undeva, de asta eu de foarte multe ori în recenzii eu spun, știi, bă, merg să vezi la IMAX? Pentru mine da, IMAX-ul este top experience-ul. La fel, iară, există IMAX adevărat, true IMAX, real bine. IMAX, fucking IMAX, this way IMAX, pentru există 10 IMAX-uri. Noi... La, m-am înțeles, da. Și eu spun că, bă... Numai ieftin IMAX. Nu știu, chiar nu știu. Știu că la voi, adică în Timișoara există IMAX, dacă nu mă înșel, nu? Sunt cele doar două, sunt Timișoara și București. Una singură, aveți și voi Cinema City, nu? În București. Păi da, dar că IMAX sunt doar două, Timișoara și București. Pentru că e un proiector special, un ecran special și așa mai departe, știi? Are nevoie de o anumită curbatură, trebuie să fie... Nu știu dacă IMAX-ul din Timișoara este... True IMAX, în schimb. Există un site, o să mă uit, chiar o să mă uit, o să băgăm. Ba, este. Este? Este. True IMAX? Oricum, este. Băgăm aici dacă e sau nu. Am fost și la ăla de la București, de la Pala. Și la Stel, nu? Ah, ok. Și Sucre, tu n-ai apucat încă să ne povestești toate motivele pentru care preferi, evident, să le vezi acasă, în cazul tău. Deci, cum spuneam, urmează să vă schimb viața. Deci, din avans... We're ready. Sunt aici să ajut. Și cum spuneam, am acasă un televizor foarte mare, am căștile astea 7.1 Dolby, okay. Și am stat un pic și m-am gândit, efectiv am făcut o listă imaginară cu de ce merită să mergi la cinema. Fair enough. Și cel mai bun argument pe care l-ați spus și voi, văd filmul mai devreme. Exact. Da. Cât e de bun argumentul ăsta? Depinde cât de mult. Cât de mult contează asta, sigur. Exact, tu pui pe scară valorică, știi? Evident. Da, gen, apare un film, cât de mult vreau să-l văd acum, pentru că, uite-te, deja a apărut pe DVD și Blu-ray Avengers și Deadpool. Fair enough. Ready Player One, mult. Și ai spune, da frate, dar vreau să-l văd acum, nu vreau să aștept 26 luni după el. Exact. Da, dar mai sunt alte filme, chestii pe care le poți consuma. Deci nu ai scuză că e un void. Înțelegi? Nu e o gaură neagră în care nu poți consuma. Okay. Acum că vrei să faci parte din conversație, că ai văzut și tu poate aia, fi, exact. Și să faci parte din hype, e o altă treabă, numai că aici și aia intră multe sacrificii. Prin faptul că... există momente când poți să strici o zi la cinema ca să-ți vezi un film. Ok. Deci tu vezi undeva, tu crezi că undeva poate apărea un issue pe partea asta? E și vorba de timp, e și vorba cât e de important filmul. Ok. Și e vorba și de financiar. Ok, fair corect, enough. Corect. Da, sunt toate, adică punctele sunt valide. Acum depinde de fiecare cât de... Da. Cât de sus le urcă pe scara sa, știi? Eu sunt destul de hype. Mai sunt unii, de exemplu, la fel, eu vreau să vă filmul repede, dar în același timp, mai sunt cazuri, de exemplu, vorbeam un tip pe canal la mine, îmi spunea o chestie de genul, știi? Că îi spuneam, bă, vrei să vezi la cinema, trebuie să vezi la cinema și eu mi-era de, nu știu, din Pașcan de undeva, știi? Și îmi spune, bă, și eu aș vrea să-l văd la cinema, dar eu n-am cinema, știi? Și eu eram, eu am uitat, noi uităm. Că nu există cinema chiar în fiecare așa loc am avut din România. Discuții, da. Știi? La fel. Da. Noi vorbim ca și cum ar fi cineva peste tot, dar nu este. Adică noi urtăm că în proporție de 60% e mediul rural, una la mână. Da. Au net, pentru că se uită pe YouTube. Da. Avem oameni care se uită din mediul rural. Noi suntem privilegiați. Adică exact. Noi știm de IMAX, noi știm de 4K, tocmai, da. Noi știm de Blu-ray. Absolut. Noi vorbim de niște chestii, pentru că nu sunt... Așa e, de acord, sunt de acord. Există o șansă foarte mare ca jumătate, cel puțin, din oamenii care te văd pe YouTube să spună fuck you, eu trebuie să iau două autobuze și un tren ca să merg la cinema, știi? Da, și atunci, în contextul ăla, omul spune, bă, știi ceva, eu aștept DVD-ul. Fuck
e simplu pentru el, știi? Da, da. Pentru mine nu e, pentru mine, la mine stau la 3 minute de mers pe jos de a fi Palace, știi? Adică ajung așa și mă duc la cinema și îl văd, n-am o problemă. Știi? Nu, eu am pus, eu am tras în, eu am pus pont cu cinema-ul când totul gen ok, timpul pierdut e ok. Măcar poate se merită dacă e un film bun. Da. Banii, na, oricum îți băgat. Da, exact. Dar, să menționăm, adică stai puțin, dă-mi voie să subliniez. Ați auzit-o aici pentru prima dată, da? Sucre este bogat. Sunt bogat. Exact, da. Da. Am tras linie pentru că astea ok, pot să le checuiesc sau să le găsesc o scuză. Da, astea sunt cantitative, știi? Astea sunt ușor de măsurat. Atunci le poți măsura, știi? Și am tras linia la experiență. Mie nu-mi place IMAX. De ce? Nu știu dacă e de la mine sau... În primul rând e prea mare și asta înseamnă că e mult mai luminos decât un ecran normal. Fair enough. Poate să fie o preferință asta, sunt de acord aici. Și atunci ochii vizual la un film, la un film de 2 ore și jumătate. S-ar putea ca tu să ai o experiență complet diferită, și sau avem toți 3 experiențe complet diferite, punctul ăsta de vedere fiziologic vorbind, știi? La IMAX îmi place sunetul, dar mă rupe lumina și de cel mai multe ori ce am pățit, nu știu dacă știi sau ai observat, motion blur. Motion blur-ul, da? Când se întâmplă multe pe ecran... E adevărat, la 3D IMAX, dacă ești foarte aproape, te omoară. Pe mine intro-ul de la IMAX, dacă sunt la un 3, dacă sunt până rândul 5. Sau până rândul 6. Așa 6. E, da. Intro-ul de la IMAX, eu îmi dau ochelarii jos. Nu pot să mă leg. Nu pot, e serios. Mă termin. Într-o parte sau în timpul filmului, eu asta am pățit cel puțin de fiecare dată. Dacă mă gândesc, hai să mă pun așa, știi? Da, da, da. Că nu pot să stau așa, țapă, știi? Fair enough, da. Dacă e și 3D, am impresia că fuge imaginea. Fiind așa de mare și sta de obicei după mișcă. Da, 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 înțeleg. Asta spun că s-ar putea ca tu să ai o experiență, o sensibilitate. Da, știi, da. La chestia asta. Că și, de exemplu, soția mea, la fel. 4DX, mi se pare super tare, dar e prea scump. 4DX, nu știu dacă ați fost, dar da, experiență. Da. Este sala de la... Ca gimmick, știi? Da. E da. Ok, da, e o experiență mai bogată, sper. Da. Dar nu pot să spun, eu tot IMAX-ul prefer. Și eu, din punctul de vedere. Mi se pare că distrage. Mie îmi place ecranul la mare, îmi place la nebunie. Da, da. Am o problemă doar cu 3D-ul și scaune proaste, fuck it. Nici mie, nu-mi place. Eu n-am avut nicio problemă, cu nimic. Tu vii repede, ții bilete vizual, bune. Nici. Nu. Eu nu pot sta la coadă. Nu am nicio pilă, nu am nicio nimic în spate care se zice bine de IMAX. Nu, n-am, serios, vizual n-am avut nicio problemă. Mai în spate de jumate, asta e adevărat. Asta e faza. Distrage. Că poate e de la mine și pentru mine experiența IMAX. Exact. Nu mă împinge să zic, bă, mă duc să-l văd la IMAX. D'accord. Corect, d'accord. Foarte, da. Știi? Absolut, deci nu are nicio problemă. Și după aceea am tras linie când am mers la cinema și efectiv nu mai puteam să suport oamenii din spate, oamenii din față, oamenii de lângă, pentru că am ajuns într-un stadiu în care mă uit acasă și e liniște. Am înțeles. Apreciez experiența într-un alt fel, am înțeles. Da. Păi vorbim de o experiență categoric, unui film, categoric. Și mai ales când vorbim de cinema, cuvântul experiență e cel mai, știi? Corect. Am văzut filmul ăsta la cinema și în momentul în care eu mă duc la cinema și îmi stă două tipe în spate și un cuplu lângă mine și îmi spun, o să ia cu oameni. Da, tot timpul se aude cineva exact comentând. Eu mă bucur, eu când aud ne spun, ia uite, cineva mai știe de Aquaman, știi? E la mine când aud, chiar mă uit, mai țin minte la Avengers sau nu știu. Și era în spatele meu, deci la premieră la Avengers, la evenimentul de presă, oameni care ar trebui să știe, știi, vrăjeală. Da. Unde era, mă? Unde era cu pantalonii mov? Deci ăla vorbeau de Hawkeye, știi? Unde era? Unde era, mă, cu pantalonii mov? Ăla, cum îl cheamă, mă? Ăla, mă, cu pantalonii mov. Ăla cu pantalonii mov, zic. Băi, ești nebun. Deci sunt, adică, evident că vor exista și chestiile astea, știi? Nu știu dacă ați fost la filme de groază la cinema. Vlad e pasionat. Eu nu mă duc la cinema, la filmele groază nu mă duc la cinema. Eu mă duc la orice, la cinema. La It, atât, la It. La, la, con- it,
La Conjuring, de exemplu, deși e făcut de James Wan și whatever the fuck, I'm not a fan. Eu când, deci la mine orice... Nu ești fan de Conjuring? Nu. Orice franciză unde am, unde people become more stupid to make sense, știi, of the movie, I don't like it. Păi stai, la, adică la ce te referi? E o casă bântuită. Pleacă... Că nu știi. Știi? Nu, da. Este o casă bântuită, știi? Este o casă... Okay, s-a întâmplat ceva ieri. Ce facem astăzi? Plecăm. Știi? E simplu. Am înțeles. Bine. Păi ăsta este un argument. Ăsta este... La 800 de... Deci, pe bune. Ai văzut? Ai văzut? Deci, 99, lasă. Vorbim așa. Primele. Mi-a plăcut foarte mult exemplu. Acum mai facem o divagare pe care o vreau mai devreme, știi? Blair Witch Project. Primul. Așa. Da. Blair Witch Project primul a fost fucking amazing. Pentru că pentru primul... Vlad spune că a fost rău. Da, exact. Ăla a fost primul film de groază și la care te uiteai și spune makes fucking sense. Adică oamenii se comportă așa cum s-ar trebui să se comporte într-un film de groază. Pentru că n-avea o casă. Primul lucru este fight or flight. Știi? Adică oamenii au spus flight, fuck this shit, we're done. Da, știi? Corect, corect. Pe când mă uit la The Conjuring, știi? Somebody's kidnapping the baby. Let's stick around. Da, bine, asta și yes, e, that's a fucking brilliant idea, știi? Adică, da, doesn't make sense. Lasă-mă să te întreb, s-a făcut, a apărut un film anul ăsta, ceva cu supereroi, mai mult supereroi și se întâlnesc cu un villain foarte mare. Care? Ăla cu unul cu ăsta roșu pe spate sau ăla cu baticul roșu fluturând în vânt? Sau ăla cu... E unul mov mare și are un... Cu scrotul pe bărbie? Ăla, da, da, ăla? Îl știu ăla. Așa, ți-a da. Plăcut? Mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut. A fost foarte fain, nu? Da, da, mă... L-ai revăzut? De la, da, de am fost de două ori. Am fost la cinema, l-am văzut, da. L-am văzut și la IMAX, l-am văzut și la 4DX. Văzut special. De, am văzut să văd. L-am văzut recent, da. Pentru că a apărut pe DVD. Da, 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 da. Și eram câte momente ca să... Ah, bine. Ferna. Absolut. Da. Deci suntem... Sunt total de acord. Gen, faza cu, adică, spoilere poate, faza cu Doctor Strange, cu Time Stone-ul și da. Tony Stark, e una dintre cele mai stupide, pentru absolut. Că Doctor Strange putea să spună, bă, de-abia l-am cunoscut pe Tony Stark, omoară-l, nu mă interesează, nu iei piatra asta de pe mine. Sunt dar multe, spus, sunt multe, da. Bă, frate, nu-l omoră pe Iron Man, uite, ia piatra cea odută, distruge. E... Bine, aici e, aici e un pic de dezbătut, că nu știm ce a văzut el, poate era singurul mod dezbătun, și nu-i păsea de dezbătun e mult, pentru că e în felul următor. Thanos, cu toala 5 pietre, e omoară pe toți, jumate. Păi da. Fără piatra aia, omoară cât poate. Și atunci spui, man, fuck off, păi omoară da, cât poți. Dar nu știi dacă el n-a făcut rost de ea. Oricum. Da, mă, da. Da, asta-s de acord, deci atenți. Eu nu, aici nu dezbatem. Deci nu dezbatem. Eu nu dezbat plot device. Păi nu, eu nu dezbat plot device-urile. Eu dezbat altceva aici. Eu spun în următor, un film de groază poate fi făcut să fie scary. Filmele de groază mă le ofer importanță doar atunci când au un accent uman. Exact. Când sunt cheap jump scares și absolut. Asta nu, deci Conjuring nu e chiar jump scare, și asta e faza. E puțin mai bun. Bun, ce spun eu este în felul următor, în schimb. Deci nu dezbatem plot device-ul ca și plot device, știi, ca și un altul pe care o folosesc ăștia în filme. Ce spun eu, în schimb, este în felul următor. Mă aștept ca un film de groază să fie mai mult decât camera tricks, smoke and mirrors, știi? Mă aștept să fie totuși ceva. Pentru mine, The Exorcism of Emily Rose, da. E un film din, nu știu, din 2002-2003. Da, știu, l-am văzut, da. Filmul ăla este un etalon în materie de filme de groază. După care It de anul ăsta, deci It pentru mine a fost, mi-a rămas, ești prost? Se poate. Da. Deci mă uitam și spuneam, da frate, da, e și de groază, dar e și o poveste bună, știi? Da, vă rog. Spuneți, vă rog, domnul Sucre, da. Ne mai vedeți? Ai zis că e un film, cel mai bun film de groază și nu te mai auzeam, nu știu. N-a zis că e cel mai bun, dar să... Nu știu dacă știi, dar Stephen King e idolul meu. Este. Nu știu, nu știam că e idolul tău neapărat, dar este un film extraordinar de bun. Adică ce să ne căcăm pe noi, știi? Da, e. Și Stephen King, da, este extraordinar de bun. Și performance-ul. Absolut. Performance-ul ăla de It care n-a mai fost văzut. Corect. Că e foarte ușor să faci un clown scary. Absolut. Nu este. Nu. Dar știi... Dacă îl faci doar cu make-up scary, that's all. Păi nu. Where you go?
Așa, de exemplu, dacă ăsta poate să fie un subiect pentru un clip separat, It din 92 versus It de acum. Și apropo de asta, știi că chiar a apărut, cred că pe 25, pe 6, pe cât? Ce? E ăsta, mă, cum îi spune, mă, serialul de pe, de pe Amazon Prime? Castle Rock. Castle Rock, da. A apărut sau n-a apărut? A apărut 4 episoade. A apărut 4, am văzut azi prim. I-am dat share, am zis că mă uit și nu am apucat să mă la ele. Dar abia aștept să-l văd. Da. Da? Da, și okay. Am văzut primul doar, dar da, sunt de acord. Dar dacă nu ești peste familiar cu universul... Evident, o să te uiți ca la... ca stravezi stricați. Pentru clar. Că Castle Rock e un oraș inventat de Steve Austin. Și ai să vezi multe easter egg-uri pe care... Da. Păi și în ăsta, și în, cum îi spune, The Dark Tower, știi, a avut câteva scene alea când găsește intrarea din parcul de distracții și mai departe. Da, și poza cu Overlook Hotel din Shining, Era acolo. Stai, mai era undeva sau tot de acolo? Mai mult să... acolo. A fost mai mult, toate a fost acolo, dar altfel n-a fost. Da, cred că de acolo. Stephen King a făcut un univers înainte. Da, înainte de Connected Universe, așa este. Corect, da. Deși bine, 80 de ani de comic book. Da, anyway, Vlad, da. Acum că am făcut o divagare de-asta de jumătate de oră... Eram la... De ce îți place cinema, la cinema, știi? Versus, da. Da. Eu am zis contra că pentru mine experiența, atunci am tras lipită, îs pe scaun și nu mă pot bucura de film. Și okay. Absolut nu mai contează că-l văd, știi? Că tu spui, băi, vreau să-l văd acum, ai hype-ul ăla, ești da. Și... gen, nu mai contează că s-a stricat toată starea mea, s-a stricat vibe-ul, ăsta vorbește și întreabă că da cine e ăsta și poate mai fost în alt film, asta la altul îi spune lui ăsta că ha, ce prost e ăla, deci da. Chestiile astea poate se oprea, dar nu se mai merită cu faptul că... Da. Uite-te la film mai devreme, voi. Bine. Aici ci... nu spun câte mesaje primesc, uite-te la, du-te la cinema, la Ant-Man and the Wasp. Și mă gândesc. Vreau să mă duc? Corect. Nu e un argument bun, dar este, nu și-a da, făcut un... Este pentru tine, ți-am spus, tu, fiecare are preferințe personale, știi? Și astea sunt ale tale. Vlad. Bine, dacă e un film foarte mare, suck it up și... Exact. Asta fac eu la toate filmele, de pentru fapt. Pentru el toate filmele sunt mari, știi? Toate filmele... Da, îmi place la cinema. Pot să trec peste momentele pe care... Momentele astea de... Deci, dacă e să vorbim de nesimțiți. Sala de cinema, de asta... Ok, eu mă duc, mi-am făcut la filme singur în sală. Absolut. Și eu, cred că tot. Să povestesc o experiență la Glendale pe care am avut-o. Știi unde m-am dus? Glendale în cinema mic de ăsta, știi? Dar ei nu dau filmul decât pentru 4 persoane. Da. Și m-am dus, eram eu cu soția și am spus, dă-mi și mie 4 bilete ca să dăm filmul, știi? Foarte că tare. N-avem ce face altceva, tare. Știi? Și de câte ori am plecat. Am luat 4 bilete și am mutat la film și am dat omul 2 beri, că acolo se dă și bere la pachet cu așa. Am luat două seturi. De ce nu m-am gândit la asta? Am plecat. M-am pus frumos pe scaun, am spus dă drumul la film și ce faci? A sfârșit. Îl oprești înainte de credit scenes. Și zic, Mirel, te rogă frumos, mai pune la de finalul ăla. Nu știi cu cine ai. Asta la King Kong Skull Island. Da. Și stăteam acolo și știam că e și ăla gen, nu mai du-te acasă. Da. Așa, man, eu știu, ești nebun. Asta e. Nu, stai așa o secundă. Nu am viață socială. Lasă-mă să văd cum zice ceva de Godzilla. Da. Nu, că eu știu din camera secretă de sus. Da, că nu mai este nimic, da. Da. Am deci, fost toți în discuțiile alea. Avem un cinema în Timișoara, numai că, din păcate, nu e un cinema... modern. Renovat. E un cinema vechi. Da. A fost abandonat. Încă funcționează, dar funcționează doar pe motivul că în aceeași locație, în aceeași clădire, este un club. Da. Și practic clubul finanțează toată, știi, am înțeles. Probabil proprietarul clubului are și cinemaul și îl costă mai mult să îl demoleze decât să-l întrețină. Fair enough. Da. Poți că există niște beneficii, taxe, impozite, căcaturi, știi? Și un cinema atâta de... E o singură sală. Da. Îs chestii de lemn pe perete. E de la vechi și mare sau de la vechi și mic? Da, vechi ca un stage. Da, știi? Da. Are stage. Am înțeles, dar o scenă. Da. Așa, scenă. Gen patrie. Da. Scaune din alea exact. Gen patrie. Ăsta e termenul, știi? Da. Gen, îmi place să merg acolo, problema e că e atâta de... nu-i pasă nimănui. Da, șobolan și alte chestii. Frig. Da, mă, știu. Și filmele le pune pe un proiector pe care probabil l-au luat de la școală, de la cineva. Absolut,
Absolut, absolut. Pentru că înainte aveau din alea, dacă știi, 5 proiectoare sau câte ăsta. Da, da, da. Da, da. Foarte multe, sunt foarte multe cinemauri de astea. Sunt foarte multe cinemauri de astea în țară. HBO la un moment dat și că a avut o campanie de refacere, re whatever the fuck. Mm. Au avut vreo 10 cinemauri. Au făcut mare tamtam atunci, au avut buget destul de mare. Și acolo au făcut, că sunt din Piatra Neamț deloc, și au făcut cinemaul din Piatra Neamț. Se numește Panoramic acolo. Aha. Păi l-au reparat. Sunt sute în stăzi. A fost și un mini documentar, dacă ne uităm pe YouTube, o să pun linkul în descriere pentru el. Ok. Vis-a-vis de asta. Și cred că HBO cred că încă mai are un program de genul ăsta. Mm. Pentru că ei, prin brand, știi, ei spun că, domnule, suntem protectorii filmului, this and that, știi, iubitori al mecenat pentru cinema. Așa. Și atunci cred că o fac și asta. Așa că s-ar putea, uite, de o campanie pe care Sucre poate să se ocupe în Timișoara este How do we restore the fucking cinema, știi? Da. Poate să fie. Te apuci mâine? Da, mă, zi mă, Vlama, departe, oricum. A, de ce vreau să, ce vreau să zic la... La ce a zis Sucre de că nu-i place experiența la cinema din cauza multor nesimțiți, mă rog, și okay. Colora nu le pasă. Ok, dar da, asta... Da, 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 aici... înțeles că nu-i vorba de cinema în sine. Da, mă, da, absolut. Normal, normal. Oamenii, publicul adiacent. Da, exact. Ok, corect, dar aici depinde și de noi, adică noi știm să ne facem atmosfera acasă, nouă ne pasă de atmosfera de acasă, adică tu îți spui, cum ai zis, ții televizor super șmecher, ai căști, ai audio, e mamă, e da. Home theater. Acolo doar m-am lăudat. Exact. Ok, bine. El e bogat, punct. De aici mai departe. Ok, fiecare cu da. Măcar ești concentrat, asta da. E ideea de bază, că ești concentrat pe film. Da. Dar... Sunt foarte mulți care acasă, dacă le spui, bă, nu-i nevoie, uite-te acasă la ăla sau uite-te la cinema, filmul e bun, uite-te la el. Sunt foarte mulți care o să zică, orică nu, mă rog, nu sunt de acord, nu li s-a părut, nu știu ce, pentru că ei se uită 10 minute, a, stai că aveam nu știu ce în cuptor, mare să o opresc, de făcut. Am uitat să fac duș, bine, nu știu ce. Da, dar iar, vezi, sunt, vorbim de argumente personale aici, știi? Fiecare dintre noi vede lucrurile într-un anumit fel. Vreau să zic ca idee, da. Că... Dar zim ce... Zim cinema, de spend of attention. Absolut, absolut. Dar faze de zim da. Ce-ți place ție la cinema. La cinema. Înainte să spui ce nu-ți place, știi? Ce îți place la cinema. Păi cum zic în recenzii, am zis de câteva ori, orice film prost e un pic mai bun la cinema. Cât de ferm, prost da? e un pic mai bun. Pentru că este... sonorul, este imaginea, este tot, deci condițiile, atmosfera, dacă reușești să treci într-adevăr peste cea mai mare bilă neagră, care sunt oamenii care nu știu de ce au intrat acolo, nu știu, nu știau ce să facă acasă, să plictisesc și aia. Deci tu consideri experiența filmului, stai o secundă, că tu consideri experiența filmului o chestie... Nu vreau să zic sacrosantă, nu sfântă, știi? Dar o chestie care trebuie respectată, un fel de teatru, ca la teatru. Exact, exact, un spectacol, o artă care trebuie indiferent. Uite, vezi, asta e o experiență pe care tu ai personal, știi? Da. Tu, adică tu ai o expectativă vis-a-vis de asta, știi? Tu spui, bă, asta aș vrea să se întâmple, știi? Adică, corect, da, știi? Da. Pentru mine e un lucru sfânt, un lucru în care eu mă conectez. De-aia zic, contează de fiecare, normal, contează de... obiceiuri, de orice, absolut orice, care țin de persoană, de persoana exact, ta, de asta zice el de fapt, știi? Că pentru el este o experiență a lui interioară, știi? El o interiorizează într-un fel diferit față de poate marea majoritate, știi? Prins total de un televizor sau de... Okay. Când văd un film și dacă mă uit la o reclamă... Tu deci transpui în experiența respectivă. Da, m-am trezit că nu știu ce am făcut 30 de secunde, m-am uitat la o reclamă de căcat. Adică... Uite, vezi la fel, vezi ce înseamnă de experiență... Ce asta e greșeala. Dar vezi ce înseamnă. Că da, tu vezi că Sucre, de exemplu, el spune, bă, pentru mine este experiență negativă și aia, că lumina, că nu știu ce, adică e chestia lui internă. Da. Iar pentru tine este experiență la fel, tu te transpui în momentul respectiv. Tot ceva care ține de, da, vezi că fiecare are o experiență diferită. Nu neapărat, poate nu este macro diferită, dar la nivel de detalii, vezi că sunt chestii diferite. Nu știu ce nu-ți place în afară de oameni. În afară de oameni. Da. Adică trebuie să mai găsi, cu siguranță mai sunt niște chestii care nu... Aparent suntem toți trei antisocial, mă bucur că sunt. Da.
și suntem pe YouTube, așteptăm să ne urmărească cât mai mulți. Da? Este și asta. Dacă vreți, vorbim în privat despre ce malformație cerebrală avem aici. Trei antisocial ne-am strâns aici. Îți garantez că mai vin și alții. Da, corect. Da. Este bă, nu și mie nu-mi plac oamenii. Da, exact. Zi mai departe. Nu, cred că asta e tot. Nu ai nimic deci negativ? Deci nu văd nimic negativ în afară de... Okay. Ok, interesant. Interferențe. Poate nu am avut experiențe chiar așa de nasoale încât să-l convingă. Corect, corect. Eu am mai multe chestii negative, de asta spun, dar pe care eu le văd la fel. Poate personal. Nu-mi dau seama. Da. Spune, dar zim și ce crezi tu că... Sau, zim și vis-a-vis de home. Ce părere ai? Și că ok, prefer asta. Dar home theater-ul? V-am zis, contează de fiecare. Eu dacă am home theater și da. Dacă e... cel mai prost din lume. Sunt în lumea mea. În fine, filmul contează super, mai mult decât exact, mediul. Deci văd filmul. Înțeles. Și nu contează că... Bine, ok, nu mă uit la trase din cinema sau chestii de genul ăsta. Nu, n-ajung nici chiar până acolo. Da. T-Sync sau cum sunt aia? Cam... Nu știu, n-am mai... Nici eu. Exact. Exact, nu, pentru că nu, în niciun caz, n-ajung până acolo, dar oricum. Eu cred că îți place mai mult experiența la cinema pentru că te ține într-un lockdown ca să vezi filmul. Cred că da, ăla. S-ar putea. Nu! Nu, în sensul că te ancorează și te învăluie mai bine. Că mă învăluie mai bine, pentru tine, corect. Pentru tine, aparent, experiența este asta. Nu vine vorba de acasă, ai spus că te distrag chestii și nu vezi? Poți să... Așa este. Nu poți să te învălui. Dar e foarte bine. Am zis de mai mult, mă refeream în general, nu neapărat că mie mi se întâmplă. Da, eu dacă okay. rămân jos, okay. mă uit la film, Okay, că se întâmplă să mai apară ceva și m-aș ridica mai degrabă acasă decât dacă aș fi la cinema. Evident. De exemplu, în Germania și în Italia, cred că și în Franța, dacă nu mă înșel, există pauză la mijlocul filmului, în cinema. Mm. Se oprește filmul, vine unul, îți mai vine gogoș, îți mai vine două bomboane și nu știu ce, și tu la baie dacă vrei. Știi? E o chestie de asta, o experiență de cinema diferită. Dar anyway, asta e așa ca paranteză. Dar hai să zic cea mai bilă neagră foarte scurt. Ei au în limba lor. Nu toate. În Roma eu am văzut Matrix 2 în Roma. Așa. Și am fost la un cinema, l-am căutat disperat. Da, așa. L-am căutat. Era un cinema pentru turiști. Cinema pentru turiști, deci exact. Ai zis-o, gata. Și îl aveau pe căști în engleză. Deci te uitai la film, veneai cu căștile tale. Mamă, îți băgai căștile okay, și te uitai la film în engleză. Dacă ar băga căști cu noise cancelling în cinema, ar fi o experiență, da, bine. Nu, că la cinema e vorba și de sunetul ăla. Absolut. În camera aia mare. Exact. Deși am fost la spectacole la cinema în care m-a spart sunetul. Da. Am fost la cinema la Happy Cinema, la Liberty Center. Da. Nu mai știu la ce. Da. Au dat băieții ăia în boxe, da, ca în hoții de cai, frate. Deci era când exploda ceva, s-a amestecat toată mâncarea din nou. Prătătă, făcea aici că mamă, unde sunt? Zicea Vlad că oricât de prost ar fi, poate filmul tot ai o experiență pentru că e tehnologia și da. Pe de o parte pot fi de acord, dar pe de o parte trebuie să luăm în calcul că și filmul trebuie să aibă un editing. Absolut. Da. Că dacă se aude un bum, că ce a fost aia? Era pentru o tigaie. Bine, n-am prea mai văzut filme care să fie ajuns acolo în da, ultimul exact. Timp. So, nu e neapărat mai... filmul e prost la sunet, pe cât sunetistul de la cinema care poate să dea plătare. Da, mine, mai degrabă. Asta mai degrabă așa. Anyway, și acum atunci la mine. De ce îmi place mie? Eu sunt la fel, cinema. 100% vreau cinema. Dar nu refuz home theater, știi? Dar pentru mine cel mai important lucru este calitatea proiecției. Deci dacă există o proiect, dacă ecranul e bun, dar, de exemplu, de ce îmi place Glendale-ul. Glendale-ul, deși e un cinema vechi, are un proiector foarte, foarte bun. Am văzut, are un cinema, are un proiector 3D, state of the art, omul băga bani în el. Da. Dacă mă duc în schimb, am fost la cinemaul ăla de pe lângă, din centru vechi, prin magazinul Victoria. Am uitat cum se cheamă. Anyway, am fost la fel, eu la un moment dat voiam să mă duc la cinemaurile vechi din București să văd ce e acolo. Și am fost și aveam un proiector ăsta mai antiquated, nu vreau să spun proști. Da. Mai e pe acolo? Da, mai e, merge cineva? E. Sunt mai multe. Okay. Da. Mai este la Odeon, mai sunt mai multe, da, știi? Da, le știu, da. Și când îl vezi, spui, bă, nu știu dacă vreau să mă... Nu știu dacă merg să dau banii. Da. Asta e ideea. Adică da. dacă tot mă duc, te rog frumos, dă-mi și mie sculele bune, știi, să zic așa. Da, da. E fair asta, știi? Dar ce nu-mi place la cinema este, nu-mi place să stau la coadă, urăsc să stau la coadă.
Deci nu îmi place, nu pot să stau 10 minute să se hotărască 10 în fața mea dacă vor popcorn cu ciocolată, popcorn cu whatever the fuck, și stau acolo și în așteptarea Sfântului Duh, în speranța că nu îi se blochează POS-ul, în speranța că n-am înțeles greșit, dar vreați Mirinda sau voiați Pepsi, știi? Și stau acolo, vărlă, și trebuie să vin cu 10 minute înainte ca să-mi iau rezervarea, după care trebuie să mai stau un sfert de oră la coadă, după care să mă aștepte, stai că e bodyguardul la intrare și nu e neamitică, că neamitică să spun la baie, știi? Și stai că mă, e 3D, mi-a dat ochelarii, adică eu, mie nu-mi place timpul pierdut. Da, da, știi? Nimănui nu... Îmi place să mă duc, m-am așezat, să înceapă filmul dacă se poate. La fel cum acum, în ultimul timp, am observat că, știi cum e, înainte erau 5 minute înainte de film, reclamă. Sunt și 20 de minute, 30 de minute unele filme, reclamă înainte de film. 30 nu. Am prins 30. La Wonder Woman am prins 30 de minute. Serios? Fuck me. Fuck me. Deci eram, am mâncat tot popcorn. Deci eu am mâncat tot, am băut tot sucul și eram, ok, are we gonna see this fucking movie? Da. Știi? Deci am fost, am prins 30, dar am prins ceva ce nu se mai termina. Da, da, da. Adică intrase ăla cu, bine ați venit la cinema, nu folosiți camere de luat, vedeți, zic, ok, hai că începe filmul. După care urmează o reclamă la Orange, nu știu ce. Coca-Cola. După care urmează o reclamă la, la băutura, nu știu care. După care urmează nu știu ce. După care urmează o reclamă la film românesc. După care urmează, bă, băiatul. Le țin și minte de cât de nervos e. Copilul trebuie să mănânce, adică trebuie să ajung acasă, mă, băiatul. Da, da, da. Nu poți să mă ții aici în așteptarea Sfântului Duh. Sau zi. Păi nu, asta este, astea sunt punctele negative majore la cinema pentru mine. Da. Faptul că sunt, faptul că mai există 4 spoiler guys de ăștia, știi, care vin și spoil the experience, nu spoiler din asta, știi? Că mai râde ăla, că plânge, că aia, că la Titanic erau 7000 de ani care făceau poze, am prins Titanic-ul când a fost la cinema, știi? Colegii, da, da, da. Toate, deci m-au tras colegele la liceu, hai să vedem filmul, hai să vedem. Cine era președinte când te-ai născut? Constantin Nescu. Dacă m-am născut, da, da, da. Și erau copii, făceau poze. Ei neștiind că faci, dacă faci poze cu blitz în sala de cinema, tu îi stompești în imagine și așa poze spălăcite. Nu contează asta, știi? Frate! Dar oamenii făceau poze la Titanic, la Leonardo, știi? Și eram, și pe vremea eram și, what the fuck is going on? Mamă, dar n-am auzit chestia asta de... Așa a fost la Titanic. La Titanic a fost big deal. La fel cum a fost Gladiatorul. Dar știau oamenii de atunci că e așa mare și chestia. Da, se știa. Eu mă miră de mică mare diferență între ce spui tu, faptul că oamenii erau, aici așa urmează argumentele, da, e ok, în care vă schimb viața cu plăcere din nou. Okay. E o mică mare între ce spui tu că oamenii intrau la Titanic și erau... Păi da, atunci, da, atunci vorbim de alt timp atunci, era cu totul altceva. Gen, dar stai așa, lasă-mă să termin... Și intră acum și fac poze pentru Instagram. Exact. Absolut. Stai, aici iar intrăm, intrăm în alt pachet de idei, știi? Eu ce spun în fermător? De ce vreau cinema? Pentru că îi se dă o experiență mult mai invitantă și mai învăluitoare decât acasă. Da, de acord. Acasă, ca să pot să văd un film, să am aceeași experiență, ar trebui să investesc poate vreo 5.000 de euro în scule, ca să am aceeași experiență. Da. Știi? Să zic, să mă simt eu confortabil, să spun da, this is the same shit. Știi? Dar nu recunosc o am. Asta e faza. Am prieteni, în schimb, care au cum îi spune, au sistem audio acasă de 40.000 de euro. Am rămas marcat. What the fuck? No com. Pe bune acum, adică există un punct în care trebuie să ne oprim, dar nu știi cum e. Dacă iai să-i cheltui, da. Bine, cred că sucre are la fel, pentru că el este... bogat. Exact. Asta we are not worthy. Da. Dar, în același timp, cinemaul... ca să existe în continuare. M-ați întrebat de home theater-ul meu, evident că sunt. Exact. Dar ideea este că cinemaul și partea asta de cinema este în același timp suportiv pentru industrie. Industria asta, ca să nu știu dacă neapărat ca să continue, știi? Că ei sunt destul de bani în industria asta. Dar industria asta a ajuns așa, este așa și așa, mai poate banii ăștia și permite să facă ce face, datorită acestor cinemauri. Biletele lor de la cinema. Da, corect, că sunt, tot. Alea sunt main supportive action-ul pe care tu ca și admirator al industriei, știi? Ăsta este, ăla este voucherul tău de suport, cel mai adevărat. Evident că ne place, oricum, adică nu oricui îi place filmul. Oricum ne plac filmele, știi? Dar, bona lui salam. Să mă bag acum, nu uit, că am prea multe... Ok, le-a adunat. Battle și, da, bag. Acum
echipe, Marius, ai dreptate. În 2021, minim sau maxim. Da. Pentru că deja se întâmplă. Ok. Studiourile, streaming-ul și mai departe. Chestii majore de marketing ca să își promoveze Blu-ray-ul. Da. Și Amazon Prime, urmărește pe Amazon Prime, premieră sau gen, o să zic că suportul prin cinema nu o să mai conteze atât de mult. Categoric. Plus că procent merge și la cinemauri. Merge dacă cinemaurile sunt de exemplu în tot așa, în afară există Warner Village, care e la fel de mare precum sau era la fel de mare, acum nu mai știu, era la fel de mare ca Cinema City. Uh-huh. Era un chain de cinemauri. Mergeai la Warner, la era Warner, Warner ăsta, Warner Village, care era la fel, era a fost poate chiar printre primele multiplexuri. Așa. Știi? Da. Și între timp, în schimb, a devenit businessul mai separat și nu mai sunt la fel de multe chain-uri de genul ăsta. Știi? Da. Pentru că toată lumea, oricine produce o marfă, vrea să dețină și distribuția. Și atunci Warner-ul, fiind cel mai mare pe vremea respectivă, acum Disney e cel mai mare, evident, da. Știi? Vrea să dețină și distribuția. Eu nu știu dacă, știi, argumentul tău până la urmă este eventual vor dispărea, zici, la un moment dat. Sau cel puțin sunt pe cale să dispară. Știi? Nu o să dispară, pentru că dar o să facă shrinkage. Exact. Sunt pe piață, dar o să diminueze factorul de... știi când o să vezi un shift? Mm. Atunci când o să apară un film în cinema și pe Amazon în aceeași zi. Fair enough. Asta este. Da. Ai să vezi, nu ai cred să că se întâmple, în schimb. Nu o să se întâmple. Știi ciudat. Și de ce? Știi de ce nu se întâmplă asta? Pentru că cine cumpără dreptul de distribuție semnează un agreement care spune nimeni nu mai primește asta. Condiția că eu să o cumpăr e asta. Înțelegi? Și nu pot să-ți dau voie să iei decât doar dacă. Știi cine poate să facă treaba asta? Amazonul să fie balls to the wall, să zică, bă, știi ceva? Eu mă permit. Eu cumpăr filmul și mi-asum distribuția. Mm. Deci fac eu distribuția și pe cinema și o fac și pe platforma mea. Pentru că ei sunt dispuși, nu, ei sunt, nu se întâmplă asta. Nimeni nu își permite, și de ce? Pentru că pierzi bani. Tu nu, la urmă e business. Netflix-ul a anunțat următorul film pe care îl fac, dacă nu știai, cu Martin Scorsese. Ok. Ca regizor. Nu mă credeam ca actor, știi? Nu, e regizor frumos. Da, mă, da. M-am auzit și eu de el, dar nu știu unde l-am auzit de el. Până la filme. Sunt discuții ca să facă premieră și la cinema. În același timp, Amazon nu și-au deschis ca un fel de studio. Poate ați observat, Amazon Studios. Da. Amazon e altceva, și, da. Și merg în frecvență și cu cinemaurile, depinde cât e de mare filmul. Mai intră și în discuție argumentul că studiourile consideră că filmul nu e atât de bun încât să plătească cinemaurile. Păi asta e, Annihilation. Despre asta vorbeam. Ca să facă un circuitul de cinema. Da, absolut. Dacă nu știu că ai auzit sau ai văzut filmul Annihilation. Păi da, asta, despre asta vorbeam. Da. Da, asta. Era un film care trebuia să apară. Absolut. Dar ăla a fost dumping, ăla a fost altceva. Paramount-ul sau Universal-ul. Când l-am făcut, da. Universal-ul sau Paramount-ul, da. Nu mai știu, au zis, bă, nu. Exact, nu o să scoată bani. Aia e. Îl vindem la Netflix. Exact. Deci, de-aia zic că... O să se mai întâmple treaba asta. Dacă Disney continuă... Nu vreau să fiu Nostradamus, dar ne îndreptăm foarte mult pe consum masiv de media. Da, numai că nu cred că moare... Blockbuster-ul nu moare. Știi? Nu. Bine, am vorbit de Blockbuster chain-ul știi că că mai este unul în Alaska, nu știu unde era, știi? Da, și i-a trimis asta, James Oliver a cumpărat chiloții de piele a lui Russell Crowe din Gladiatorul și i-a trimis la ăia, știi, ca doci, că uite mă că aveți movie memorabilia, știi cum ar veni, înțelegi? The Blockbuster chain. Da, nu știu, eu nu cred că o să moară, nu cred nici că, cred că o să existe un shrinkage, da, asta cred. Deși în același timp vedem din ce în ce mai des că există, apar atât de... Suntem la punctul în care Disney un singur produce 20 de filme pe an. Păi bine, le-a înglobat pe celelalte. Exact, bagă tot. Warner-ul la fel, scoate vă 20 pe an. Adică e nevoie de o platformă de distribuție. Dar nu mai știi care e faza. Netflix-ul acum este în big fucking danger. Disney is starting their own fucking streaming platform. Știi? Mare pericol. Stai că depinde ce drepturi au Disney. Au Star Wars. Păi Disney au tot. Disney au tot.
Deci Disney, în momentul în care o să taie, să ne înțelegem o chestie. Eu sunt fan Netflix, am Netflix, da? Toți cred că suntem fan Netflix, știi? Eu în ultimii, în ultimele 6 luni m-am uitat, cred că la 4 seriale, atât. Nu, mi se pare că Netflix, asta e iar un debate, sau să fie un debate for the ages. Netflix în momentul de față e atât de, atât de, de concentrată pe să scoată foarte mult conținut, încât fac ciur. Adică ei fac conținut mult, îl fac un sezon, ce ține, what stick, știi? They're throwing shit at the wall. Da, swing and a miss. Exact. Da, da, da. Ce ține, ține, ce nu ține, aruncăm sezonul 2 să mai faci. Am cam observat chestia asta, da, ba, e unul, e unul bun, da. E unul ok, e unul prost. Am văzut argument, nu zic că nu ai dreptate, da. Dar am văzut alt argument că ei vor, de fapt, să-și umple librăria. Absolut, absolut, ei vor, în momentul de față... Deci, în moment, deci dacă tu, Marius, ești client nou pe Netflix, prima oară în viața ta pe Netflix, da. Când tu intri acolo, ei vor să, ca tu să vezi, uite-te și câte seriale. Da, da, probabil ți-a făcut un calcul și probabil că ei scot... Ei scot banii probabil după 5-6 luni. Deci ei, un client nou pentru ei, CCM-ul, whatever the fuck, cum vrei tu, Customer Lifetime Value se numește. Ei, Customer Lifetime Value pentru ei, probabil că după 6 luni e pe zero și după 7 luni e pe profit. Adică după ce au investit toți banii în făcut filme, și un client nou valorează 5 euro să-l aduci sau 10 euro să-l aduci în cazul lor, da? După care pe banii investiți, banii pe abonament și așa mai departe, rezultă că după un anumit număr de luni, un client este profitabil. Și probabil s-au dat seama... Păi absolut, ăsta e business-ul. Ce spun eu este că s-ar putea ca la ei în momentul de față să fie deja acolo. Numai că lor le este frică foarte tare în momentul de față de Disney. E normal să-ți fie frică. Vine mastodontul ăsta acum, cu produsul ăsta, înțelegi? Da, scuză-mă, e normal să-ți absolut. Fie frică. Absolut, din 30 de numai că, producții... Numai că din frică, numai că din frică, problema principală din frică este că you do stupid shit. I'm a person, motherfucker, știi? Bine, vorbeam cu timerul, dar mă rog. I have a soul, motherfucker, știi? Da, anyway. Zice mă că nu-i ziceam lui. Ziceai de Disney că este un mastodon și de asta le frică Netflix-ul. Mm-hmm. E foarte discutabil că Disney vine... Și Netflix e mastodon acum. Și mai au câteva filme care sunt făcute sub tutela Disney, Star Wars, Fox și așa mai departe. Exact. Marvel. Dar nu, îi lasă cheie. Dar știi care e faza? Disney are o mașină, asta e foarte important, foarte multă lume nu înțelege treaba asta. Disney are o platformă de distribuție, deci jumătate din vloggerii mari din state, din canale de YouTube mari, fac parte din Maker Studio, fac parte din Disney. Disney are o platformă de distribuție fenomenal. Disney când dă drumul și când construiește, asta e o altă chestie pe care nimeni nu o face. Disney construiește branduri. Disney inventează Frozen, după care îl crește într-un fel incredibil. Îl face huge. Bigger than life. Nimeni nu face asta. Nu știu să o facă și nu au platformele. Au, au cu ce și... Nu pot să mizez totul doar că Disney este foarte bun, pentru că înainte și după Frozen am mai apărut o grămadă care they don't stick. Ok, fair enough, mă, că ce fac? Ai făcut Frozen, nu? După ce aia faci 1000 de cărți cu capții pilduri. Asta vreau să zic, îți fac... 2000 de jucării, 4000 de costume pentru fetițe ca să își le cumpere. Și... Da. Este big. Ăia sunt bani. Eu am mai spus treaba asta, trebuie să înțelegem o chestie. Toate filmele astea, tot ce scoat, tot ce înseamnă commercial cinema, mai ales pe partea de superheroes, Disney și oamenii mai parte, ele sunt big budget commercials pentru jucării. Trebuie să înțelegem treaba asta. Ele nu sunt, pe lângă faptul că sunt niște opere de artă creative și foarte mișto, ele sunt big money din jucării. Ele sunt reclame. Ele sunt o reclamă foarte mișto, pentru că, de-aia crezi că Disney scoate Star Wars de Crăciun de nebuni? Păi tată, păi ce iei tu cadou lui nepotul? Bine, parcă a mai scăzut chestia asta. A scăzut anul ăsta, tocmai anul ăsta, de asta a rămas siderat puțin... solo în mai. What the fuck? Da. What the fuck? Adică se poate să nu le mai pese de... Le pas, să... Astea sunt mișcări, eu cred, business is business. Aici am eu un mastermind în treaba asta. La The Last Jedi, din toate punctele de vedere. Ce spui de la... Mai zi o dată, ce spui de Last Jedi? Alo, 1323, alo. Hai că ești bogat, zi mai departe. N-am avut răspuns bun. Asta e altceva, fair enough. Jedi și atunci au pompat repede și sunt pentru că era cu, nu știu dacă era e caz. Trenată și ăla. Nu știu dacă e caz, că a dat-o kicks, știi? Și atunci nu... Dacă ar fi fost asta, o executau pe Kennedy, dar nu a executat-o nimeni.
dai seama, să dea două kiss-uri. Da. Adică e, știi, strike one, strike two, what the fuck are you doing? Știi? Adică, da. Fuck off. Da, dar nu știi ce. Dar Ryan Johnson încă are trilogia pe mână. Deci Ryan Johnson face trilogie, de asta spun că nu e, pentru ei n-a fost un eșec. Ei sunt happy with it. Pentru că Ryan Johnson, regizorul de la ăsta, de la The Last Jedi, da, whatever the fuck, el are o trilogie nouă pe mână. Și asta înseamnă că ei sunt happy with that shit. Adică nimeni nu e prost, acolo nimeni nu e prost. De exemplu, vorbeam de faza cu James Gunn. Se uită la cifre, se uită la normal. Ăla e, Excel-ul nu minte. Nici nu le pasă de... Știi de ce îs happy? Politically correct. Absolut. Da. Kennedy. Păi da, mă, dar și care e faza? S-ar putea ca ei în sondaje să spună așa. SWJs are the movie going crowd. You wanna keep them close. Și cu asta basta. Adică trebuie să înțelegem că business is business. Dacă tu pui un extraterestru și o femeie... Stai așa, că noi acum am început, am plecat de la cine, vezi că ne-am ajuns. Deci acasă stau la așa și ne-am trezit că vorbim de business planul lui Disney pentru următorii 3 ani. Da, corect. Stai să văd ce closing argument am, pentru că am zis că aveam rebuttal în cap, dar ce probabil. Așa, o chestie foarte importantă pentru mine, dacă și-am menționat asta nu de mult, filmele, să mergi la cinema nu mai este un eveniment. Ok. Este în inima ta, este pentru tine, pentru că aștept să vezi Avenger. Ok. An jumate. Da. Dar nu mai simți în sală, nu mai simți în drum spre cinema și acum mulți ani era o treabă cu... Asta e la fel, e o chestie personală a ta, știi? Mai tineri. Tu așa o trăiești tu asta. Da, că tu mă știți mai tineri. Era o treabă cu, lasă-mă centuri. Cu pe net. Ați prins pe rea de-aia că nu mergea nimeni la cinema înainte să pară Cinema City? Eu cred că mergea lumea la cinema, numai că nu e o chestie pe care... Eu mergeam, de exemplu. Și eu. Era zero. E vorba de anturaj, de mediu, știi, chestia asta. Da, și eu mergeam. Și noi am avut, de exemplu, eu Lord of the Rings primul, eu l-am văzut la LAN, la Net Cafe. Da? Deci, da, Lord of the Rings primul, vine cineva, mi-a cum aminte scena. Vine Lucian la mine, vine în sală, bă, masule, aport un film cu ăia din Diablo. Zic, sunt mort. What the fuck? Zic, ok. Bagă-l să-l vedem. Lord of the Rings 3 da. A fost primul film pe care l-am văzut la cinema și nu văzut. Am mers cu taică-mi în vitrei, că să merg și eu la cinema. Da. Asta era the big shit. Da. O sală superbă aici, acum nu mai există, cu balcoane sus. La final se ridicau, aplaudau. Da. Asta zic, experiența de cinema. Am înțeles. Fiecare cu experiența lui. Expectativa experienței. Fiecare la diferită. Eu vreau să mă duc la cinema doar să văd ecranul la mare, să stau în fotoliul ăla, să am sunetul loud, să mănânc popcorn. Și să nu mă ridice nimeni. Exact. That's it. Ăla este, eu pentru I signed up. What I signed up for, știi cum ar veni. Da. Și în același timp, știu, coada de căcat, aia de căcat, aia. Sunt și doesn't matter. No. Știi? Faptul că mai schimbă mocheta ocazional în sală, iar pentru mine e o plăcere, știi? Că simți când calci, zici, e mai moale, nicio gumă nu este cat. Știi? Când te așezi și acolo și sub scaunul tău popcorn și așa, sau când dai scaunul jos și e plin de popcorn. Mie nu prea îmi pasă de chestiile astea, dar exact, sunt chestii, o grămadă. Dar mie îmi place experiența la cinema. Nu am build-up-ul pentru experiență, adică nu mă gândesc pe drum. Ah, man. O să mă văd filmul, știi? Deși pentru Justice League, mă jur, pentru Justice League am avut-o. Deci pentru Justice League m-am dus cu dorință de a mă duce la film. Da. Cu expectativă, cu yes, fuck, în sfârșit, știi? I'm gonna see this movie. Am pierdut primele 10 minute din film. Așa. Înțelegi? A trebuit să mergem, că voiam soția mea să facem. Nu, voiam să mai facem niște chestii. Așa am făcut, era un trafic infernal. Era ziua cu furtună, sau nu știu ce era pe vremea aia, ce a fost atunci. În fine, ajung la filmul, văd filmul. Și la sfârșit eram așa, știi? Ok, înțeleg, îmi pare rău că... Sau nu. Am spus ceva de genul, în mintea mea a fost... ăsta a fost ce am primit. Era ori asta, ori nimic. Atunci trebuie să văd partea pozitivă al lucrurilor, să zic, this is what we got. Știi? Îmi pare rău că asta a fost, dar știi cum e, între nimic și asta, I'll take this. Și cam exact ca un copil flagelat, știi, exact ca ăla care
Bă, dacă nu e bomboana asta, nu-ți dau nimic. Bine, dă bomboana asta, știi? Da, oarecum da, așa am fost și eu, numai că eu după Batman v. Eu am avut aceeași chestie, să zicem, la Batman v. Superman. Mi-am dat seama că Justice League, deci nu venea să cred cât de... Batman v. Superman a fost pentru mine, a fost, ok, ți-am zis, în afară de Martha, whatever, și spune și tot ea, cine e Martha asta, cei care a fost faza cu Martha? Asta e. Hai, Da. Te rog, ajută-mă aici. Exact. Închideți-i microfonul. Mie Zack Snyder când filmează ceva, ți-am zis, pur cinematografic. Absolut. Pur cinematografic, eu am fost ok cu el. Sunt de acord. Watchmen, Dawn of the Dead. Shit în cap direct. Exact, știi? Normal. E aceeași discuție și despre Michael Bay. Michael Bay, care regizor. Da. Nu e rău. Debatable. Am văzut filmul. Ce nu e rău? Adică iau așa, știi, iar debate acum intră. Dar n-are sens că ne lungim avem o oră și 10 minute, știi, asta e faza. Înțelegi? Păi da, Michael, te să mai păstrăși pe toate emisiuni, știi, asta e că de acum asta e ideea. Da, dar Michael Bay nu e un regizor rău, numai că preferă să facă același lucru. Exact. Are o rețetă. Să primească același scenariu. Exact. Și așa e și cu Batman vs Superman. Oricât de tare ar fi fost shot-ul ăla când l-ai văzut pe Batman în ăla de robot. Da, în costum, da. Și așa mai departe. Da. Degeaba dacă el spune Martha. Da. Martha. Mm-hmm. Da. Și pe moto o cheamă Maria. Da. Da. Păi nu, te mai amor, hai să ne oprim. Adică da. Conflictul ăsta pe care l-am strâns în mine atâta timp. De asta spun că da, nu, a fost filmul, filmul a avut momentul ăla în care s-a terminat șmecheria. Ăla a fost momentul de clicului, știi? Pentru mine a fost mult mai înainte, dar mă rog. Pentru mine a fost, eu mă uitam și ziceam, ok, mă uitam la Frank Miller pus pe cinema de către cel mai Frank Miller și regizor. Arată bine, și eram arată așa, știi, super. Între comic book-ul ăla pus acum în scenă aici și nothing at all, eu ziceam, bă, I'm gonna dig this. Problema a fost la Justice League, la mine a fost că, a fost atât de mult voiam să mă îndrăgostesc de filmul ăla. Atât de mult mi-am dorit să fie un film extraordinar. Mie spui, eu sunt super fan. Mie îmi place Batfleck. I'm a fan of Batfleck. Și mie îmi place Batfleck, cel puțin... Scena de bătaie din depozit. A fost oposibil. Păi da, nu, în ăla n-a fost, exact, n-a fost. Față da. De Batman, vizionăm unde se bate în depozit acolo și unde e cea mai tare, e cea mai tare scenă de bătaie a lui Batman. Aia e foarte mișto. Adică te uiți acum la ăsta lui Nolan și îl vezi pe Christian Bale. Niciodată nu mi-a plăcut asta la Nolan, da. Cea mai slab de departe, cel mai slab aspect a fost coreografia de... The best fucking Batman movies o fi. Sunt. Dar când, dacă te uiți la Batman Animated Series și după aia te uiți la Batman v. Superman, ăla e Batman. De acord. Quick turns. De acord. Grabbing, punching, judo. Bine, aici vine și de ce au luat decizia să-l facă de 40 ceva de ani când abia au început un univers. Mă rog, asta e altceva. Asta e total altceva. Dar da, arată super. Arată ca în Benz, da, Frank Miller. Ok, direct scoase din comic books. Corect. Există niște chestii pe care vreau să le apreciez pentru că știu că dacă ca să-l facă altfel, hai să ne înțelegem. The Return of Superman. De acum 6-7 ani. Da, da. I mean, cu costumul de spandex. Da. Ăla când... A fost ok. Ăla când împinge insula. Deci am încercat să revăd filmul ăla. Da, și noi... Și mă chinuia. Da. Deci, știi când te chinui să nu adormi, dar vrei să vezi filmul. Da. Vrei să-l vezi. Adică... Știi, asta e faza, că există un cheesiness, lumea spune, vrem pe Superman ăla, când am văzut Man of Steel, lumea a spus, vrem pe Superman ăla pozitiv, vrem nu știu ce. Da, ei era prea dark. Ei au uitat de Return of fucking Superman, era foarte cheesy and campy and all that shit. Aici lumea tot timpul se... Și mie la fel. Mie mi-a plăcut, deci eu l-am văzut la cinema. Și zic, primul film pe care l-am luat pe Blu-ray și eram la cinema, eram cu o gagică și efectiv o strângeam de mână la fiecare. Da. Am crescut cu Superman și când exact, îl vezi exact. Masiv, în aer, dă cu pumnul în zod, cum îl dă Michael Shannon, da. Gen, și chiar și faza de la final, care a fost foarte controversată, nu a avut logică, a fost ok. Da, de acord. Suntem toți de aici, cred că suntem de acord că Man of Steel e cel mai bun din astea. A fost prost. Numai că vezi tu, asta e faza, din cauza că s-au trezit 40 de inși care au făcut o petiție să spună că Man, this is too dark,
Ei, da, au făcut după aia un course correction pentru Batman v Superman. Da, nu știu, după care a ieșit iară cineva și a spus ceva și a făcut iar un course correction. Și din două course corrections de astea, ne-am trezit după aceea cu Justice League. Batman v Superman. Bine, hai, și Justice League. Da. Ăla a fost. Da, dar suntem la al 4-lea sau al 5-lea course correction după Wonder Woman. Păi da, așa cum mai vine Shazam, motherfucker. Eu asta, eu aici sunt panicat. Eu aici sunt panicat. A, apropo de ce ai zis mai devreme, tu cum ai zis că ai crescut cu Superman și ce bine te-ai simțit și nu știu ce, ok, da, și am simțit-o pentru că da, eu sunt Batman, dar Superman era fix acolo. Eu sunt Batman. Nu, da, puteți să o tăiați, să o puneți pe loop pe asta, eu sunt la fel ca tine cu Superman, sunt cu Batman. Da, sunt, da, bam, ups, am secret identity down the drain, nu contează, ok, asta e. Nu, dar imaginează-ți... Atâta vreau zic, imaginează-ți cum m-am simțit eu când am văzut Batman în Batman v Superman. Când l-am văzut pe Batman în Batman v Superman. Uh-huh. Mitraliere, trage cu mitraliere. Da, 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 e da, da. Bine, e bătrân și aia, asta e, ok. Da. Arată super, ok, exact, arată super pentru... Ai văzut Flashpoint, nu? Nu e Batman, este ceva... Am văzut, da, am văzut Flashpoint, da, da, da. Când Barry Allen se întoarce în timp, poate vă fac și duce și se întâlnește pe Tyson lui Bruce, da. Care eu am plâns, am plâns la filmul ăla. Știi că asta e faza, că ei au făcut o combinație, adică au ales să facă o combinație între Frank Miller și Tyson lui Batman, cum ar veni. Am care văzut, pistoale, am prins. Cu pe grenadă. Am, știi? Am prins ideea, exact, n-au știut ce vor să facă, le-au băgat, s-au băgat. Cele mai mișto fac, gen, imaginează-ți, da, mă, știi ce era un writer's room, nu? Da. Da. Camera scenariștilor care aruncă cu idei și așa mai departe. Mulțumim, mulțumim. Că ești băgat. Că suntem noi doi. Trei. Și... ca să fie inclusiv, motherfucker. Nu fie exclusiv. Nu să fie scenarist. Ah, ok. Ok. Hai, zi mai departe. Și noi trebuie să fim fără, și atunci eu vin și spun, bă, știi ce-ar fi mișto? Să faci ceva din da, Flashpoint. Exact. Da. Bă, Flashpoint, uite, bă, da, da, da. Dar nu numai ei, vine studioul care spune asta. Studioul spune, da, da. Știi ce-ar fi mișto? Da. Să faci ceva cu Darkseid. Bac, băgăm cu Darkseid. Și atunci da. Iese o mocirlă de film. Dar numai că, și care faza? Nu poți să-mi, adică asta este acum o oversimplification, evident că n-a fost chiar atât de simplu, știi? Ne normal, seama, normal. Nu s-a îngapat oamenii ăștia, știi? Da. Nu, îți garantez că au făcut exact Da, exact, am fost acolo, știi? Da, da, de la studio venind. Da, nu simt. Neapărat din cauza că erau prea mulți la masă care și-au dat cu ideile. Cred că mai degrabă că și-a dat unul cel mai mare de la nu știu ce studio și și-a pus toate ideile. Era o fază pe care ceilalți trebuie să le includ. Poate să fie și asta. Câte jucării vindem? Sau așa. Are ce toy-uri facem din Batman? Avem una singură. Nu e ok. Trebuie 5, trebuie și un costum, poate trebuie și aia, să fie și asta, sau poate pur și simplu au dar nu știm, asta e fapt. Lăsat să... Eu să-ți spun sincer, pentru mine DC Universe s-a încheiat la Justice League. În momentul în care ai strigat un film pe care l-aștept de prin 2005. Corect. Adevărat. Nu s-a încheiat pentru mine. Eu o să le dau, pentru că la fel, repet, între nicio bomboană și o bomboană... Eu sunt de acord cu sucre, nu mai am nicio așteptare. Am nu așteptări, eu o să mă duc să-l văd în schimb. Crezi că eu nu o să mă duc mă să-l văd? Mă duc să-l văd pe fiecare dintre ele. Mă duc să-l văd, dar dacă nu, că, dar niciodată, nici măcar o secundă. Eu. Tu ai sperat o secundă, adică unul dintre voi a sperat că Warner-ul va depăși Disney la un moment dat sau că le egalează? Hai să fim sinceri acum. Păi dar nu asta e. Nu, în sensul de DC Universe equals Marvel. Eu asta zic. Da, n-am avut așteptarea asta. De ce să spui acum că pentru mine s-a terminat? Eu n-am avut nicio așteptare. Eu așteptam. Eu am avut-o. Eu așteptam mai mult decât au dat. De acord. Dar niciodată nu m-am așteptat ca story-wise sau ca production-wise. Dar aveau potențialul. Cum adică? Adică aveau potențial să rupă. Dar oricine are potențialul ăsta. Numai că și care e faza. Trebuie să ne înțelegem o chestie. Disney a câștigat premiul ăla. A tras loz. Le-a ieșit, frate. Da, corect, au fost primii că... Nu, dar aici, le iese, zici tu, cred că... Deci că ești ăla din Sheldon, știi? Marius? Sau Stewie. Asta, Marius, deci suntem de acord că e mai bine acasă decât la cine. Noi suntem de acord cu tine că tu ai dreptate pentru tine. Total, de acord cu tine. Că... Bun, ca să fiu sigur că să arunc ceva, știi că pare că e subiectul ăla încheiat. Da. Ce am vrut să zic? Am vrut să zic și ceva, dar continuați voi să vă certați acolo până aia mea. Da. În momentul când am văzut al treilea act,
la Wonder Woman, da, a zis filmele astea nu mai au șansă. Da, ok, fair enough, asta e ideea. Story-wise nu au șansă, da, asta e problema principală. Story-wise sunt fuck the fuck up. Zim, care credeți, facem și un round table, da, care credeți că e cel mai bun film și potențial franciză cu supereroi? Cum adică? Stai un pic. Mai repetă, nu cred, nu are sens, mai zi o dată întrebarea. Păi poate să fie un singur film sau poate să fie... Tu spui un supererou care să apară acum, zici tu, nu? Nu. Deja există un film cu supereroi, da? Da. Și tu să-mi spui care consideri tu că e cel mai bun, că poate să fie un singur film pe care... Am înțeles. Sau poate să fie o trilogie ca Dark Knight. Am înțeles. El spune, dacă ar fi acum să iei oriunde supereroi, pe care îl faci, cu care mai lucrezi încă două filme, știi? Uh-huh. Asta e ideea de bază. Din DC și din Marvel, știi? Cam asta e. Eu cred foarte mult în... Alege de unde vrei. Da. Eu zic că în momentul de față, the next big shit pe care trebuie să-l vedem, cred că o să fie tot Thor. Pentru Marvel. Atât de bine a fost primit Ragnarok-ul, încât este un revamp și un reboot complet pentru franciză. A fost un reboot, da. Eu mai văd două filme acum cu Thor. Îl văd așa, deci e clar că de să le fac. Bine, multă lume a zis că a fost... Plus că Guardians e în probleme. Absolut. De asta vorbeam și... Da, dar multă lume n-a considerat o idee bună să meargă atât de mult pe comedie. Mai ales că e vorba de Thor, care era la fel. Lumea... Paying tickets, nu ne-au plătit, au plătit mai mult ca oricând. Eu sunt de acord, mie mi-a plăcut foarte mult pentru ce-a vrut să facă. Mie mi-a plăcut schimbarea, adică da? Thor 2 a fost oribil. Asta da! Problema, și care e faza? Nu zic că problema nu este că, că n-a fost un film, nu. Problema nu este că e neapărat un film mai... În spațiu întreg al filmelor, nu este neapărat cel mai bun. Dar comparativ cu primele două, este da, miles of fuck away. Nu am zis că nu, mi-a plăcut chestia foarte mult. Am fost... Și plus că e deci nu este... Guardians... Dacă le-ai văzut, știi, Guardians of the Galaxy, zici, băi, așa, amuzant, știi, normal people, fucked up geeks. Asta... Eu acum, vis-a-vis de asta, știi? Deci eu ți-am spus, eu zic Thor. Tu pe cine zici, Vlad? Nu trebuie neapărat personaj. Poți să spui Avengers, poți să spui ce vrei. Da, team up movie. Bine, eu nu pot să mă gândesc la ceva decât la Batman, pentru că m-a distrus Batman v Superman și Justice League. M-a distrus. Păi, tocmai... Păi tu n-ai auzit că l-aduce pe Joaquin Phoenix ca Joker, de-abia aștept filmul ăla. Bine, dar asta e în afara universurilor ce au schimbat ei, că nu mai e DCU, ce să spun, e universes, ok. Da, și totuși... Și totuși e în afara oricărui univers. Deci asta e cum teoretic e Venom, să zicem. Adică pentru tine Joker este the franchise. Crezi? Atât de tare crezi în el? Nu. Ok. N-are. Dacă ei fac aceeași greșeală ca să scoate. S-ar putea să fie, categoric, dar s-ar putea să fie un film bun, nu știu încă. Aducându-l pe Joker și pe Harley Quinn au crezut că o să fie the shit și au ignorat că este un team-up movie de fapt și că îți trebuie dezvoltarea Captain caracterilor. Fucking Captain Boomerang. Aoleu, vai de capul. Dar zi Vlad, zi care dacă ce, zi... Începem zi, cu Suicide Squad. Zi team-up, zi. Dar nu știu ce... Zi filmul. Eu am zis Batman pentru că poți, oricând au posibilitatea să schimbe cu totul, adică, ok, hai să zicem că îl scoatem pe Batfleck și o luăm de la capăt cu un Batman tânăr sau Batman în floarea. Ei au ratat asta și în Dark Knight, deci au ratat posibilitatea să facă un Batman în floarea vârstei și în top of his game. Pentru 10 filme, zici tu. Pentru 6 filme, da. Multe filme, inclusiv cu Dark Knight. Deci în Dark Knight, ok, cel mai bun film probabil pe care l-am văzut, mă rog, aici nu, să zicem. Dar undeva acolo sus de tot și cu toate astea, ok, nu l-a arătat partea asta lui Batman de acțiune, de super arte marțiale, știe tot, n-au mers deloc pe acțiune. Nu e Batmanul din Animated Series. Exact, au posibilitatea să meargă pe un Batman din Animated Series și în același timp să-l... De ce nu? Pentru că au făcut de la începutul francizei o continuă așa de grea cu Ra's al Ghul. Ok, fair enough. Oricum tot okay. e mixed up. Nu asta discutăm, știi? Ce spune Vlad este că... Că n-am primit un Batman... Da, la care, potențial la maxim. A urmat Dark Knight Rises, care... Da. E mereu, știi, bă, ce poate să fac costumul ăsta? Ok, hai să fac numai asta. Pe când ăsta din Batfleck, tocmai asta e mișul la Batfleck. Câteodată era Batman, zic, fuck me, he's throwing shit down. Da, știi? Da. Awesome!
Da. Înțelegi? Asta era toată chestia mișto la el. Bine, da, și da. Aici e problema că l-au făcut bătrân. Da, a fost tata lui Batman. Da. Dark Knight Rises, eu am crezut din nume, când am zis, Nolan a anunțat Dark Knight Rises, eram, bam, o să fie the shit, deci o să fie Batman în... Batman, da. Da, da, după Dark Knight o să fie gen în top of his game, pur și simplu. Da. Și nu, am primit Batman bătrân, cu fără genunchi, fără asta cartilaj în umăr. Dacă spui pe cine ai paria, asta e întrebarea, este pe cine ai paria, atunci eu n-aș paria acum pe Batman, de exemplu. Nici eu, dar... Dar asta-ți dorești. Asta îmi doresc, exact. Numai la asta pot să mă gândesc. Tu suprezi. Nici tu nu poți să știi ce filmă următoare. Absolut. Dar eu aș paria pe Thor, asta e ideea. Eu aș paria, dacă spune cineva câți bani ai acum bagă în producție... Așa poți să pariezi pe Spider-Man, că e în mijlocul nebuniei. Exact. E... Zii pe cine sucre, hai. Nu spune pe Deadpool. Am gana... Nu, Deadpool cu 2 trebuie să moară. Exact, exact. Is the fucking end of the journey. Sau să intre într-un team-up. Da, pe o să fac. Să fie personaj mai secundar. Mai sunt două filme pe țeavă garantat cu el. 100%, mie, mie. Zi pe cine? I'm gonna fuck your heads. Ia yes. Știți care e filmul meu preferat cu supereroi? Bad. Powerpuff Girls. Fuck me! Unbreakable. Da, mă, da. Eram, vreau să zic Glass, dar... Nu aș paria prea mult pe el. Nu, nu, Glass nu o să fie un box office blockbuster, dar o să fie la fel ca Unbreakable și la fel ca Split, filme indie care arată altă prismă, arată da, da. Altă imagine. Spunea asta Tarantino, și... Tarantino spunea de Unbreakable, spunea că el vorbea de problema de marketing, știi? Spus că, bă, el trebuia să se cheme, filmul trebuia, sinopsisul trebuia să fie, teaserul trebuia să fie, what if Superman lived on Earth but didn't know he was Superman? Știi? Ăsta trebuia să fie... Înțelegi? Da. Și au făcut căcatul praștie, au tras cu el în garduri, știi? Și așa mai departe. Da. Și acum o să vezi în clipul de toată trecută, noi am vorbit pe tema asta eu cu Vlad, știi? Vis-a-vis de Split și Unbreakable și Glass, știi? Și vis-a-vis de cum a fost și ce este. Două filme vândute ca altceva și transformate în altceva, versus al treilea care este făcut acum vândut ca superhero movie, promovat ca superhero, dar asta este, la Comic-Con direct, prin a prins. Păi nu, Split a fost făcut pentru fani mai degrabă. Păi nu, l-au făcut special în ideea de we gotta do this this way. E momentul să scoatem bani în franciza asta. Nu, crezi că Split, conexiunea dintre Split și Unbreakable a fost un afterthought? Nu, eu cred că Split a fost de la bun început, când nu poți să semnezi un actor pe un film, știi? Adică ei ca să securizeze actorii a semnat pe 2-3 filme, garantat. Deci e clar că s-a făcut o chestie voită. Da. Nu problema. Ideea este că Unbreakable a fost un film desfințător. După care au dezvoltat un mini-universe, ca să zic așa. Problema acum este că Split-ul ăla a fost big deal, pentru că a fost surpriză de aia. What the fuck, yeah! Știi? Și a vorbit numai despre el. Dar acum vine, da, și mea că voi bineînțeles că e important, că a jucat foarte bine, da. Dar acum vine filmul ăsta care este mult mai comercial, este mult mai... Da, la Split l-au vândut pe McAvoy și film psihologic, whatever. Exact, toată lumea s-a un film serios. Și M. Night Shyamalan a vrut să-și facă revenirea în același timp. Și asta... Nu aș paria, eu pe... Ce ai făcut? S-a întunecat viața ta. Am oameni aici, așa, în studio, respectiv, și unde e lumina, Și el mai trece prin fața softbox-ului. Directorul de scenografie. Apropo de asta, salut, lucrat. Dacă se întâmplă ceva, purtați-vă ca și cum... Încă ceva? Ok. Să nu mă bici. Da, mă, da. Ok, bun. Deci astea sunt beturile noastre pe... Dacă pariez că o să fie de neexplicit și doar că o să fiu mulțumit cu căștia Okay. Tu l-aștepți cu nerăbdare, asta e ideea. Nu se implică cu Marvel, da. Nu trebuie să-mi bat capul. Sunt trei filme cap-coadă. Unbreakable pentru mine a fost gen... să spun, Unbreakable a fost primul clip. Primul pe canal, Eram la un prieten și am făcut ceva de gen. Eram la un prieten și am zis, hai să ne uităm la shitty movies. Și a spus Unbreakable. Nu cred. Da. Și să filmăm cu un iPhone 4 ăla. Reaction, 4, da. Și să ne batem joc de filme cum obișnuiam noi să ne uităm la Nostalgia Critic sau alții. Da, și da. Ne punem în seara aia și alegem Unbreakable pentru că M. Night Shyamalan era într-o perioadă rea. Da. Și am zis, ăsta trebuie să fie rău, că e M. Night Shyamalan.
Deși da. Știam că am mai făcut și filme bune. Și ne-am uitat și am rămas proști că, păi, stai un pic. Da. Bun asta. It made sense, da, ai văzut? Asta e. Bun asta, da. Și cred că foarte mult, asta vis-a-vis de foarte multe filme, de asta le spun și copiilor. Oamenilor pe canal, știi? Le zic același lucru, știi, băi, încercați filme. Încercați da. Filme, știi? Da. Pentru că nu știi niciodată unde zace, unde zace perla ta. Că, atenție, say wise nu trebuie să fie perla mea. S-ar putea să nu fie eu, s-ar putea să fie căcatul meu. Dar perla ta s-ar putea să fie ascunsă în backwater fucking... Da. Remote film from Sweden, știi? Normal. Gen două chestii pe care le tot dezbat pe canal de când fac treaba asta, uh-huh. O fac de 5 ani. Și e bogat. Da. Chestia asta ce spui tu, că oamenii mă întreabă care e filmul tău preferat. Da, da, boala. Filmul tău preferat da. Trebuie să fie bun. Exact. Nu, filmul meu preferat e o comedie romantică din 2004 cu Jude Law, Alfie. A, o știu, da, are, da. Nu are absolut, dacă mă pun să desfințez filmul ăla pot, dar are mai multă legătură cu personală cu mine și de a exact, de niște... de fiecare exact, dată exact, pe an. Da, și al doilea argument, că da. Ziceam de aia cu filmul preferat, uh-huh, uh-huh. Ar fi cu deschideți orizonturile. Absolut, absolut. Da. Nu neapărat la filme, da, ci în general când da, povești. Exact. Pentru că vin oameni zilnic și îmi spun... Ar trebui să vezi La Casa de Papel, că da, e cel mai știu, tare serial. Oh, da, am auzit de câte ori am auzit. Ar trebui să pleci în momentul ăsta la cinema să Ant-Man and the Wasp, da, cel mai tare film. Astea sunt chestii pe care le fac tineri, în general. Adică sunt copii, știi? 16 motive de ce nu este mai bun decât altceva. Da. The Wire, The Shield, mă uit acum la Oz, făcut de HBO, Oh, foarte șmecher, da. Da, super, numai că știi care e faza, adică eu aici... Asta o văd la foarte mulți dintre, acum intrăm iar în alt subiect, știi? Foarte mulți dintre creatorii locali ai noștri, știi? Se supără sau nu se supără. Nu înțeleg o chestie. Este un mediu comunicațional și de dialog. Adică oamenii ăștia, oricum, eu să-ți spună, o să găsești... Eu am oameni care îmi spun tot fel de chestii, știi? Eu răspund tuturor, la mine e politica mea internă, răspund de orice fel de comentarii. Că să știu eu, l-am citit. În care îi spun, bă, salut. Și eu, știi? Și eu, și eu, da. Deci răspund oricare, dar de ce îi răspund? Chiar dacă le citesc, adică chiar dacă le citesc și bat câmbi, asta cu Casa de Babel, Papel, whatever the fuck. Da. L-am, adică oamenii tu mi-am spus, eu am mutat la trailer, am încercat să mă uit la primul episod, în ideea în care spun, ok, dau o șansă recomandării. Ok. Dar după care, după ce am văzut prima parte, am spus, vă mulțumesc frumos, ura și la gară, copii. N-am văzut. Adică nu am nicio problemă să vă spun și nu după aceea, știi? Mai sunt care îmi recomandă tot felul de whatever bazookas in the fucking field și le spun, nu. Tot felul de bazaconi și da. Okay. Și eu le spun, mă, mulțumesc frumos pentru că apreciez recomandarea, pentru că te-ai gândit la mine. Apreciez gândul bun trimis la om, știi? Da, da, da. Dar în același timp, acum, dacă tu chiar aveai așteptarea ca eu să zic, ah, let me stop everything. 7 seriale Marvel și DC la rând. Da, da. Nu poți. Da, da. De-aia spun că eu nu mă supăr când îmi scriu oameni și eu le spun, bă, nu cred. M-a întrebat lumea de ce am făcut recenzie la 13 Reasons Why sezonul 2. Așa. Ce să mai fac? Am făcut la primul sezon. Da. Adică, we're done with that. Știi? Deci, da. Deci oamenii cu seriale astăzi foarte, zici că au ADHD când vine vorba de seriale. Dar nu e o problemă asta. Apare un sezon, trebuie să-l vezi că ăsta e cel mai bun serial. Exact. Oamenii, da. Oamenii vor să... Dar știi de ce? E o chestie apreciativă asta. Oamenii ne văd pe noi ca și campionii lor. Și ei își doresc ca noi, ei își doresc să-și confirme propriile lor dorințe, știi, și propriile lor plăceri prin noi. Prin noi, asta și... De-aia nu pot să mă supăr pe un om când îmi spune, uite la ăla, știi? Îmi pare rău uneori la 30, când mă întreabă la 13 Reasons Why, îmi pare rău pentru el, că el consideră un lucru bun, știi? Adică da. Îmi doresc, ce păcat, mie, exact. Știi? Ce păcat că tu vezi ceva nașpa, știi? Ce păcat că nu aș vrea să pot să-ți spun că e nașpa, dar nu este locul meu să-ți spun cât de negativ e pentru tine impactul acelui serial, știi? Și tot ce pot să fac e să-ți spun, ok, tu ești la o vârstă în momentul de față în care consider lucrurile astea importante. Eu sunt mult mai în vârstă decât tine, am mai multă experiență decât tine, am de trei ori multă experiență. Aș vrea să pot să deschid, aș vrea să te pun în locul meu să vezi lucrurile astea, dar nu pot. Da. Știi? Și încerc să spun, ok, în loc să spun că îți spun nu, ești prost și îl alienez, îl îndepărtez, atunci aleg să-i spun, ok, uite, l-ai văzut, înțeleg, nu știu dacă îți place sau nu, uite, să mai dau un serial. Ia-l pe ăsta. Și fac un recenzie la un alt serial. Da. Și sper să un film. Da. Și sper că uitându-se la ăla să înțeleagă de fapt că 13 fucking Reasons Why is
fucking garbage. Știi? Nu. Păi da, bă, eu tot ce pot să fac e să încerc. Asta e obiectivul meu. Îți înțeleg argumentul și ai dreptate, dar... E foarte complicat să-i spun eu că nu e bine ce face. Și voi v-ați uitat la multe chestii shit. Absolut. Să vedeți ceva bun și să spuneți, stai mă, de ce mă simt altcumva? Ar trebui să văd mai multe, știi? Și eu mă uit la multe Da. Absolut. Dar n-ai cum să... Și cum e, la un moment dacă ai Netflix, garantat prin 3 shit-uri, știi? Între 5 seriale... Plus că e concepția asta de... Eu nu... Bine, poate suntem noi prea bătrâni, dar... Vezi serial după serial, știi, un amalgam așa, da, într-o săptămână, 3 seriale, 3 sezoane, e vorba și de... 3 seriale diferite, nu mai înțelegi nimica și da. Plătirea ta că te uiți. Păi, mami, păi da mă, știi că aici intrăm în alt debate în care te uiți pentru a vedea o poveste și a aprecia un storyline sau te uiți pentru a... că trebuie să mă uit. Doar ca să te uiți. Trebuie să mă uit, să faci parte din conversație. Exact, se uită Mitică și cu Vasilica, se uită. Trebuie să mă uit și eu. Aici mai intră și pur și simplu ce vrei tu să faci, dorințele tale. Normal că trebuie să ții cont. Noi suntem oameni, fiecare. E foarte mult cont în momentul de față. Și e și foarte mult. Uite, de încă un motiv pentru care ne-am adunat toți trei, se înseamnă trei oameni care unul cel puțin, unul poate a văzut ceva ce vreți voi să despre care vreți să vorbim. Cineva. Bum. Hai, o luăm, am văzut foarte multe shitty movies. Zi top 10. Oricum Mario se uită numai la Game of Thrones. Exact. Cosmin se uită la filme de groază și place Batman. Cam atât a fost, băieți, pentru astăzi. Sper că v-a plăcut emisiunea și de astăzi. Sper că v-a plăcut și episodul precedent, îl găsiți în descriere și îl găsiți și aici. Și de asemenea, pentru cine nu știe pe cei doi invitați ai mei, care sunt invitați, așa cum am spus, sunt hosting partners, de fapt, al acestei emisiuni. Colaboratori. Da, se numește, care în momentul de față se numește Talking Movies, dar nu este neapărat sticking, adică dacă primim o sugestie mult mai bună, se acceptă. Așteptăm. Și încă o dată vă spun în comentarii, spuneți-ne despre ce ați vrea să mai discutăm, teme pe care să le abordăm. Nu toate vor fi acceptate, multe pur și simplu nu vom putea să le acoperim, dar unele s-ar putea să fie foarte interesante. Rămâne în continuare deschisă și tema pe cine ați vrea să chemăm în emisiune, pentru că oricând e loc și pentru a patra persoană, să avem o discuție cu oricine, cu producători și așa mai departe. Brad Pitt, Tom Hardy, am mai vorbit, am zis Tom Hardy a rămas plat, i-am trimis și un mail, dar să vedea că ne spune taică-suc, să vedea că dă voie să iasă la joacă. Că stă nu știu la dacă, coadă să... Da, exact, a venit. Nu mai avem nevoie. Și bineînțeles, le mulțumesc celor doi oameni aici, prezența ai mei, să zic așa, care vin și își fac timp, pentru că să știți că, fără să vă dați seama, cu toții avem și alte chestii pe care le avem în program și acum este 7 seara într-o miercuri și toată lumea s-a, adică noi trei ne-am adunat pentru a face emisiunea și aici este a big fucking deal. Da? Și evident, parte din discuție și participarea altor, nu neapărat oameni din industrie, poate vrem să ne vorbă și cu altcineva. Știi? Da. La fel, dacă voi aveți idei, hit us up. Vlad, you have the ball. Mersi că mi-ai zis Vlad, apropo ce vreau să zic. Cosmin, zi ceva. Bine, puteam să... Ok, da, pot să încep până a spune că mie cel puțin îmi face plăcere și mă simt foarte bine că îmi ocup timpul sau că aleg să fac asta cu timpul meu. Eu sunt recenzii filme cinema, dar puteți să-mi spuneți Vlad, pentru că e un nume foarte generic. Merge. Ideea e că o să, în felul ăsta, în format ăsta, o să putem să vorbim sau să acoperim cât mai multe subiecte, așa cum am zis un pic mai devreme, că nu putem să le acoperim cel puțin singuri pe toate, așa că aveți un mare plus în partea asta, în sensul ăsta. Și îi dau cuvântul lui Sucre, vă mulțumesc personal. Nu, lui Sucre. Top that. Lui Rich, lui Tommy Rich. Top that, Sucre. Boom. Da, mă, că vreau să îți iau cuvântul. Uitați-vă încolo. Ok. Așa, hai, ne deci uităm. Tu ai zis acum că îmi dai mie cuvântul. Da, hai. Așa, îți mulțumesc pentru cuvânt, l-am luat, e un cuvânt frumos. Cum e cuvântul bun, da? Asta... E cuvântul cu E, e cuvântul cu B, adică family. Exact, da. Cum îi zice, mă bucur că am fost pe aici, sper că a fost o discuție destul de lejeră și cât de cât productivă sau cum ați relaxat și...
sper să mai vin. Eu sunt doar așa, momentan, pentru că sunt în Paraguay acum cu nevastă mea, dar o să revin imediat în țară, adică în Anglia, da. Și o să vedem ce putem face. Ah, dar până atunci e ușor scap. Dar okay. Merge. E ca un... E ca un Batman pentru Justice League. Exact. Acum tot ce sper acum, stai și mă gândeam acum, că am tras audio de la Sucre. Să nu fiți doar pe microfoanele noastre. Sper. Te-am spus că this is all fucked up, man. Sper să fie ok tot. Pune subtitrări. Da, da, da.